din ea seara, i-am mai pus niște benzină. Am amestecat benzina între ele. Ți-am zis, mă, că aia îți trebuie canistra după în portbagaj. Când a, ai văzut cât avea? Când am ajuns aseară avea 12. Scăzuse. Dar am făcut 42 km de când am luat-o de acolo. Până am ajuns acasă. Nu, trebuie să-i pui nițigă, deci te duci să spași tu un calcul, un mediu. Aia are motorul mare, mă, aia e. Pentru el așa mai e. E tânăr, nu? O alergă. Să văd, poate faci și treaba cu freonul. Vezi că o să-mi iau concediu. Până când? O 10 zile, 15, nu știu, să vedem. Te anunț dacă ca să știu. Mai am două recuperări de luat. Te bârâi la cap să faci aia? Nu ai spus că ăla vine și el când poate, când vrea? Nu, 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 nu,
oprești pe la terminal să și am obici. Hai să vedem dacă mai sunt ăștia. Zicea că și-a liber, de-aia te-a liber. E că am luat-o prost pe aici. Nici. Nu vezi ce greu dacă nu. Mă duceam până la gara. Da. Până la Radu Stanian, după Radu Stanian și-ai pe... Seara, numai că acum de dimineață ce să mai mă duceam pe poate, îmi treceam, așa și... Mă duc, mă, alerg, mă. Mașină nouă și s-o bagă ca aia. Dă-i până de el. Uite cum se așează. Face panorama.